Încă de la începutul conferinței de presă a liberalilor giurgiuveni, copreședintele organizației municipale a PNL, Liviu Popazu, a declarat că va face un anunț spectaculos, chiar dacă acesta putea fi prevăzut pe scena politică giurgiuveană. Anunțul constă în faptul că de săptămâna viitoare, organizația municipală a liberalilor giurgiuveni va avea o nouă conducere, după ce cei doi copreședinți, Liviu Popazu și Nelu Simion, au decis de comun acord să renunțe la președinția organizației. Cel propus în fruntea liberalilor giurgiuveni este deputatul Florian Nicolae. Pentru ca noua noastră achiziție să simtă într-adevăr tot sprijinul organizației municipale, eu, în calitate de copreședinte al acestei organizații, împreună cu celălalt copreședinte, domnul Nelu Simion, am hotărât să ne retragem din aceste funcții și să propunem conducerii partidului ca domnul deputat Nicolae Florian să fie numit președinte al organizației municipale. Unic președinte, ca să zic așa. Această inițiativă noastră se supune sau poate fi pusă în practică urmând pașii stabiliți prin hotărârea numărul 1 din 2015 a Consiliului Național, care spune la un anume paragraf că în urma propunerii adoptate prin consens a celor doi copreședinți la nivel județean și validate de CJX, organizațiile locale pot fi conduse de către un singur președinte. Inițiativa lui Liviu Popazu și a lui Nelu Simion de a renunța la conducerea organizației municipale a PNL în favoarea lui Florian Nicolae va fi adusă la cunoștința celor doi copreședinți ai PNL, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan, care în ședința Comitetului Executiv de săptămâna viitoare vor înainta propunerea membrilor din comitet.